Probabil că pentru majoritatea dintre voi, duminica este o zi de odihnă sau de teme, pentru că mâine e luni. În meseria mea, duminica este una din cele mai importante zile pentru că vin foarte mulți turiști la Allianz Arena. Bine v-am regăsit! Astăzi mergem, după cum am spus, pe Allianz Arena, însă nu la meci, pentru că astăzi vom merge la lucru. Da, sunt ghid la Allianz Arena de 2 ani și jumătate aproape. Și astăzi vă voi lua cu mine pentru o zi. Nu știu cât de multe voi putea filma, pentru că nimeni nu are voie să filmeze tururile în totalitate, dar câte ceva pe aici pe acolo vă voi putea arăta. Hai să mergem! Tururi destul de banale, dar urmează ceva interesant chiar acum, pentru că este Halloween-ul. N-aveți habar cât de cald e în costumul. Da. Ce vedeți în spatele meu sunt niște imagini superbe de la Cupa Mondială din 2006, unde aici a fost găzduit meciul de deschidere între Germania și Costa Rica, 4-2 pentru Germania, și semifinala între Franța și Portugalia. Penultimul meci al lui Zidane a fost aici. Asta este finalul zilei de azi. Am avut 5 tururi în total, 4 normale de o oră și unul m-ați văzut îmbrăcat în urs. La ziua unui băiat se pot face tururi de acest gen, în care practic este un tur normal, făcut pentru copii, însă mai vine și mascota clubului pentru 10-20 de minute ca să se simte copii bine, nu? Un tur normal aici la Allianz Arena costă 20 de euro, în care este inclus un tur de o oră, după cum am spus, și muzeul, unde sunt toate trofeele și o grămadă de chestii. Și pe total este foarte interesant. Și este un preț foarte bun. Eu zic că merită plătit măcar o dată să fie văzut stadionul măcar o dată și muzeul cu toate trofeele. Chiar este o experiență foarte plăcută, în care se văd vestiarele, tribunele, puțin atmosfera și chiar tunelul pe unde ies jucătorii și așa mai departe. Deci chiar vă încurajez să veniți odată când aveți timp și treceți prin Germania, să veniți și aici la Allianz Arena să faceți un tur. Acum, pe final de zi lucrătoare, ce poate fi mai frumos decât așa o priveliște și clipul lui Iulie de aseară de la meciul lui Manchester United. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, a fost ceva foarte diferit, m-am hotărât spontan să fac asta. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, abonați-vă la Hai la Stadion, dați-mi un follow pe Instagram, linkul este jos în descriere și ce putem spune decât Hai la Stadion! V-am pupat!